Iubiții mei, o să vă rog să ne ridicăm cu toți în picioare. Citesc din Matei, capitolul 5, primele 8 versete. Matei, capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 8, pagina din Biblie 926. Când a văzut Iisus noroadele s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel: Ferice de cei săraci în duh, căci al lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați perece de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă, Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Amin, amin. amin. Cu multă prețuire și mult respect vă invit să vă așezați și pentru tot ce a fost până aici și va fi și mai departe, doresc să spun din toată inima, lăudați să fie Domnul. Amin. Iubiții mei a trecut, au trecut câțiva ani de când n-am mai fost la dumneavoastră, Băiatul meu, Ianis, avea doi ani jumate atunci și l-am rugat pe cel de la stație să-i dea microfonul în așa fel încât să nu se audă deloc. Anii trec, copiii noștri cresc, noi ne maturizăm și când suntem mari am vrea noi să nu ne mai auzim și să se audă ei. Dacă se poate să se audă cu o mărturie plăcută și o viață frumoasă, Doamne ajută-ne pe toți la asta. Iubiții mei, în această seară, Ați ales o temă frumoasă pentru dumneavoastră și pentru noi, cum să te păstrezi curat într-o lume murdară. Și vreau să vorbesc în această seară despre valoarea unei inimi curate sau despre cei mai rari oameni de pe pământ. Vedeți, de când ne naștem dorim să fim fericiți. Îmi spunea unul din copiii mei, nu vă spun care ca să nu mă mustre pe drum, tati, cum aș putea să, vin, să fac să-mi vină banii fără să fac nimic, când o să fiu mare? Dar să vină așa, zice, să vină cu căruța, să poate să vină. Fiecare ne dorim fericirea și atunci când ești copil, fericirea înseamnă, am întrebat pe unul din copiii mei acum câteva zile, ce îți place la, la școală? Au zis, ce mai mult îmi place pauza. Pauza. Când ești fericit, identifici pauza sau joaca cu fericirea. Când ești adolescent, Ți-ar place poate un telefon, poate o haină, mai știu eu ce alte lucruri, poate niște adidas. Ca să poți să arăți la cei din jur că totuși ai și tu ceva. Când ești tânăr, ai vrea o fată sau un băiat frumos. Fericirea când ești bătrân, nu știți cum e. Să nu te doară spatele astăzi. Sau să nu simți ficatul astăzi. Iubiții mei, în funcție de vârsta pe care o avem și de maturitatea pe care o avem, identificăm fericirea într-un mod diferit. Însă vreau să vă spun că tot ce ne poate oferi viața aceasta este doar o fericire temporară, o fericire trecătoare. De aceea vine Isus Hristos și ne adresează un mesaj în această seară și ne spune și ne arată cum arată oamenii cu adevărat fericiți. Dar nu o fericire care se termină la mormânt, ci o fericire care este veșnică. Și nu o să comentez toate versetele, ci doar la versetul 8 o să mă opresc. Unde spune Biblia ferice de cei cu inima curată căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Dați-mi voie să mă repet din nou pe măsură ce trec anii, o să vedeți că cei mai rari oameni de pe pământ nu sunt penticostali, ortodoxi, catolici, baptiști sau altceva. Cei mai rari oameni cu care o să vă întâlniți sunt oamenii cu inima curată. Eu aș vrea să fiu printre cei rari. Aș vrea să fiu omul care să, atunci când mă întâlnesc cu cineva, să nu fie mirat de sacoul meu, de mașina mea sau de alte lucruri, ci să fie mirat de sinceritate, de curăție, de lucrurile acestea pe care Dumnezeu le cere. Iubiții mei, când Biblia vorbește despre inimă, nu se referă la acest mădular care bate de 115.000 de ori în 24 de ore. Și apropo, îi mulțumesc Domnului că mai bate inima noastră. O n-ați primit de mult cadouri, știți? Și poate zici, măi, m-am obișnuit să fac, dar nu prea primesc. În fiecare dimineață primim de la Dumnezeu un cadou. Ăsta se numește viață. 22.000 de respirații, 115.000 de bătăi ale inimii, 500 de funcții pe care le face ficatul nostru. Cam ce cadou ți-ai dorit mai mult? E un mare cadou ăsta. Biblia însă când vorbește despre inimă, iubiții mei, nu se referă la acest mădular, de cele mai multe ori însă se referă la sufletul nostru, care este compus din trei părți, minte, rațiune, sentimente și voință. Minte, sentimente și voință, sau rațiune, sentimente și voință. Acolo în inima noastră, în sufletul nostru, este locul central unde luăm decizii și în funcție de acele decizii, toată viața noastră este influențată. Spuneam recent undeva, noi suntem stăpâni doar pe deciziile pe care le luăm, însă nu putem controla consecințele deciziilor noastre. Dacă vrei să ai consecințe binecuvântate, trebuia să ai decizii binecuvântate. O să vă dau un, un exemplu. Dacă Cristi a apucă de fumat din seara aceasta... El poate decide doar să fumeze, însă nu poate controla cât la sută din plămâni vor fi afectați și nici cât la sută din bani îi va pierde în următorii 40 de ani sau 30 de ani pe lucrul acesta. Dacă te căsătorești cu o fică, cu o fată de rege al Domnului, și n-am vorbit de o religie, aici vorbesc despre femeia sau bărbatul care cunoaște și trăiește cu Domnul, tu nu poți să controlezi deciziile acelea. Sunt decizii incredibile de frumoase dacă faci un pas bun și incredibil de dezastruoase dacă faci un pas rău. Poți să controlezi decizia, dar nu poți să controlezi consecința. Și atenție, toate deciziile noastre sunt influențate de valorile pe care le avem. De exemplu, dacă o fată spune, curăția mea trupească, morală, fizică, și chiar spirituală. Este cel mai mare cadou pe care pot să-l ofer viitorului meu soț. Din cauza valorilor pe care ea le are, deciziile ei vor fi foarte simple. Auzi, dragă, vii cu mine în oraș mâine seara la ora 1 noaptea. Nu. Nu. Dar de ce? Pentru că eu am niște valori. Și valorile pe care eu le am influențează deciziile pe care eu le iau. Și deciziile, repet, au consecințe. Vrei să schimbi astăzi deci, deciziile tale? schimbă valorile. Și mă rog Dumnezeu să lucreze astăzi. Iubiții mei, haideți să ne uităm în prima parte a mesajului la stările inimii descrise de Biblie în relația noastră cu Dumnezeu. Și în primul rând amintesc Exod 7 cu 13 despre inima împietrită. Inima împietrită. Inima lui Faraon, Exod 7 cu 13, dacă poți să pui foarte repede, te rog frumos, Inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aron. Au atenție! După cum spusese Domnul. Iubiții mei, Biblia ne prezintă în seara aceasta în câmpia Turzii. Uitați cum arată analizele unui om cu inima împietrită. Cum arată omul cu inima împietrită. Problema lui Faraon nu era că nu cunoștea voia Domnului, ci că nu vroia să facă voia lui Dumnezeu. Trăim într-o Românie în care nu putem spune că nu cunoaștem sau n-am auzit de Dumnezeu. Însă întrebarea mea este, vrei să faci ce spune Dumnezeu? Eu recunosc public, ani de zile am greșit. La evangelizări puneam întrebarea asta, dacă este cineva care vrea să ajungă în rai, să ridice mâna în sos. Dar nu e întrebarea bună, că și hoțul vrea să ajungă în rai. Oricine vrea să ajungă în rai, dar nu e nebun, iertați mă pe să zic că nu, eu vreau iadul neapărat. Întrebarea este alta, este cineva care vrea să facă ce spune Biblia ca să ajungă în rai. Ce spune Dumnezeu ca să ajungă acolo. E diferență colosală. Iubiții mei, Iisus nu i-a putut schimba pe foarte mulți oameni. Luca 7 cu 29, Biblia prezintă aici o categorie de oameni. Vame și au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Următorul verset. Dar farisei și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Am o veste bună să vă spun astăzi și dați-mi voie să apreciez foarte mult toți prietenii prezenți între noi astăzi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. El care ne-a creat, ne-a dat și ceva de făcut, ne-a pus în planul lui, însă să știți că nu poate lucra decât dacă vrem să fim de acord cu planul lui. Și primul pas este să îți despietrești inima, să nu mai fii încăpățânat, să nu mai ții piata. Am văzut pe Facebook un video recent, cineva își dădea cu privire, cu, cu părerea despre icoane, idoli, o zis, mă, n-am citit Biblia niciodată, dar hai să vă spun ce cred eu. Iubiții mei, omul ăla era frizer. Eu nu pot să-mi dau cu părerea despre cum să lucrează la, la frizerie, că nu sunt frizer. Ar fi culmea să eu, informatician, să-i învăț pe medici cum să facă o operație. Dacă vrei astăzi să încep cu Dumnezeu, primul pas deschide Biblia. Așa putere are Biblia că poate înmoia, înmoia orice inimă. Doamne, lucrează în această zi. 2. O a doua stare a inimii în relația cu Dumnezeu, pe lângă inima împietrită, este inima schimbată, dar schimbată doar parțial. 2. Împărați 10 cu 30, Domnul a zis lui Iehu, pentru că i-a dus bine la îndeplinire ce este plăcut înaintea mea și ai făcut casei lui Ahab tot ce era după voia mea, ascultați ce se poate întâmpla dacă în seara asta alegi să umbli cu Dumnezeu. Patru generații de aici, de acum înainte, vor fi influențate. Fiii tăi până la al patrulea neam vor ședea pe scaunul de domnia lui Israel. Mare lucru, mare lucru. Totuși, uitați-vă, Iehu n-a luat seama să umble din toată inima lui în legea Domnului Dumnezeului lui Israel și nu s-a abătut de la păcatele în care tărâsă Roboam pe Israel. Am o întrebare pentru cei căsătoriți. V-ați fi căsătorit cu partenerul dumneavoastră dacă v-ar fi spus 93,7% din inima mea să o dau? Niciodată n-am fi făcut pasul acesta. Iubiții mei, Dumnezeu vrea în această seară să te facă conștient și să te întrebe, i-ai dat toată inima lui? Sau mai există idol pe care i-ai? O zici cineva, nu pot să ajung în seara asta la biserică că joacă steaua. E acolo, nici n-are să vorbim, că nu e inima totală dată. În altă parte, o zici cineva, la 8 și un sfert maxim să eliberează, că urmează serialul. Iubiții mei, dacă eu îi spun la nevastă, mi-a că îl pun la opo, o să vorbesc cu tine, apoi ies în oraș cu alta. Păi deja apar probleme că nu le mai stinge nimeni. Dumnezeu în seara asta vrea să-i dai toată inima. Nu doar parțial. Nu doar parțial. Cei mai mulți oameni sunt în categoria aceasta. Ei sunt gata să vină odată la biserică, la câteva luni, poate. Ei sunt gata să spună o rugăciune când e boală. Dar n-ați vrea în seara asta să ne hotărâm să umblăm cu Dumnezeu în fiecare zi. Am primit un mesaj anul trecut, zice fii mai bun de Crăciun. Și am vrut să răspund numai că nu sunt omul care să curăiesc conflicte. După Crăciun pot să fiu mai rău? O să fii mai bun de Crăciun. În altă parte spunea cineva, vezi că suntem în post și n-ai voie să înjuri. Bun și după ce trece postul poți post să înjuri? Iubiții mei, inima schimbată parțial e dorința deavului pentru mulți ca să-i înșele. Auzi, mai dai 100 de euro la un sărac, mai... Mai faci o rugăciune? Nu, nu, nu. Eu vreau să-i dau toată inima Domnului. Amin. În al treilea rând, de fapt, asta e, asta e ceea ce ne dorim, asta e ceea ce își dorește Dumnezeu. Inima curată. Inima predată în totalitate lui Dumnezeu. Iubiți mei, poate că o să întrebați de ce folosiți expresia Domnul Pastor, inimă curată. Că la ekg la electrocardiogramă, niciunde în lumea asta nu spune inima e murdară sau curată. Vă spun, vezi că ai o venă înfundată, vezi că ai o probleme cu o arteră, dar, iubiții mei, din punct de vedere spiritual, sufletul nostru, inima noastră poate fi murdară, curată sau poate fi doar parțial curată. Exact ce spuneam mai înainte. Inima curată este inima care s-a întâlnit cu Dumnezeu și a recunoscut păcatele și a fost spălată prin sângele Domnului Isus Hristos. Nu poți să fii curățit până nu conștientizezi că ești murdar. Murdar. Acum o să mă întrebați, sau o să, vă întrebați, dar ce murdărește inima? Bun, am înțeles camele, am înțeles că e nevoie de aspirat în casă, dar la inimă, care e problema? pune te rog, Matei 15 cu 19. Matei 15 cu 19. Căci din inimă ies, uitați-vă cum arată inima murdară, gândurile rele, uciderile. Poate spui, eu n-am băgat cuțitul nimeni. Ai trimis un SMS și ai făcut praf. Nu? Preacurviile. Ce înseamnă preacurvie? În afară de partenerul de viață, mai ai pe cineva? E preacurvie. Curvia. Ce înseamnă curvia? Concubinajul. Furtișagurile, mărturile, mincinoase, hulele. Hai să punem și în 5 cu 19, că vrem să vedem astăzi de ce ar trebui să ne ferim ca să avem inima curată. Galaten 5 cu 19. Și păcatele sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, ismele. Este problema oare cu, în câmpiaturzii cu invidia. Nu știu cum e la voi aici, dar la Deva, să te păzească, Domnul să-ți o mașină mai bună ca la vecinul tău. Deci, și acum, uitați, uciderile, bețiile, îmbuibările. Dar, domnul pastor, unde scrie de fumat, de tatuaje, de pariuri sportive? Unde scrie? Aici scrie. Și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Iubiții mei, nu putem, nu, putem, nu putem face curat dacă nu identificăm murdăria. Dacă mie mi se pare că praful e o calitate, nu o să-l aspir în veci. Pentru aia citesc lista asta. Și acum nu Cristi eu, care e un nimeni până la urmă. Lasă acolo, te rog. Pavel spune așa, vă spun mai dinainte cum m-am mai spus. Pavel nu spune că cei ce-au făcut aceste lucruri. Eu personal am făcut multe din lucrurile acestea. Dar a fost o zi când m-am întâlnit cu Isus Hristos și m-am pocăit de lucrurile astea. Ce înseamnă să te pocăiești? Cel mai urât cuvânt din dicționarul românesc este pocăiță. pocăință. În seara asta, cu multă milă și cu mult respect și compasiune, o să vă spun la unii din cei prezenți, când veți merge acasă, binevoitorii vor sări pe voi. Ai fost la pocăiță, așa e? Ce ți or da pocăiții? Iubiții mei, să le spuneți ce am spus și eu în biserica noastră, cuvântul pocăință nu este doar în Biblia Cornilescu, traducerea Cornilescu. Este și în Biblia Ortodoxă și în Biblia Catolică. Vă rog acasă să verificați fapte 2 cu 38, fapte 17 cu 30. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască. Aș vrea să vă rog astăzi să nu confundăm pocăința cu părerea de rău. Că sunt oameni la care le pare rău că au făcut o prostie, dar mâine o fac de nou. O zis o soție către soțul ei, pe care l-au prins cu minciuna. Și vreau să spun ceva aici. E diferență când prins pe cineva și alta e când vine el la tine și îi pare rău. Sau ea la tine. Acum, haideți să vă, să vă spun cum arată persoana la care îi pare rău că a fost prins. Nu i pare rău că a făcut prostie. Frate, am auzit că ai făcut lucrul la. Cine ți-a spus? Asta e dovadă că nu îi pare rău că l-au făcut. Îi pare rău că s-au aflat. Oricând îți pare rău că s-au aflat nu că ai făcut, nu te poți pocăi. Iubiții mei, pocăința înseamnă să-mi văd păcatele, să-mi recunosc păcatele, să-mi pară rău de păcat și să mă las de păcat. Amen. În momentul când te pocăiești, se întâmplă ceva, inima ta este curățită. Uita ce spune Pavel, dacă auzi o predică, dacă ai identificat mizeria și trăiești mai departe în ea și vine moartea, Vă spun, o zis Pavel, că cei ce fac prezentul continuu aceste lucruri și trec din viața asta cu ele în timp ce le fac și nu s-au pocăit de ele, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Acum mă adresez surorilor. Surorile știu foarte bine, mai bine ca noi bărbații, că a face curată e una și a păstra curățenia e alta toate surorile au o treabă cu soții lor și sper să n-am probleme cu soții la final și cu copiii până la urmă că nu întreținem cum ar trebui curățenia. Iubiții mei, o să eu unii dintre dumneavoastră astăzi, bun, mă duc la voi la pocăiți, mă pocăiesc, dar nu înțeleg de ce trebuie să vin și marți, și joi, și duminică. Haideți să vă spun de ce trebuie să veniți și să citim Biblia în fiecare zi și să ne rugăm în fiecare zi. În momentul când ne pocăim, noi nu murim și plecăm dincolo. Noi trăim încă în lumea asta plină de mizerii. Mergi la fabrică și colegi în jură. Și fără să vrei, te-o te, -o, te -o și pe tine cu ceva. au vorbit o prostie, la urechea ta au ajuns o înjurătură, o minciună. Vii aici și spui, Doamne, lasă apa cuvântului să mă spele. Dar de unde știi că cuvântul este apă? Păi spune Biblia că Isus este apa vieții. Amen. Și cuvântul acesta este Isus Hristos. Iubiții mei, una e să facem curat și alta e să întreținem curățenia. De aceea a face curat se numește pocăință, nașterea din nou, a, fa a menține curățenia se numește sfințire. Amen. Avem acasă o fată, a doua fată, Elisa, și-a dorit să vină cu noi astăzi, dar a rămas la orchestră împreună cu cealaltă fată, ei, le fac pe rând, pe rând la bucătărie câte o săptămână. Sper să n-am probleme cu copiii la final, că am dat ideea astăzi. Da? Dar noi așa ne-am învățat copiii de la 6-7 ani fiecare să facă ceva. La 4-5 ani e cel mai greu lucru să le dai de făcut, să ducă în parafuria de la masă până la chiuvetă. Mi se pare, la copii se pare cel mai greu drum din lumea asta, n-ați observat. Mai ușor să merg pe Everest decât să merg până la Ghiuveață. Dar pe măsură ce copiii noștri au crescut, au început să îi le delegăm anumite sarcini ca să aibă de lucru, că dacă n-au de lucru, le dă diavolul de lucru. să Știți. Și într-o zi vineam acasă, o muncit Elisa vreo o oră jumate pe bucătării, o făcut o lună și bec, acum când spel vasă după 10 persoane, e ceva de muncă. Ne mai și spune uneori să folosim farfurii de unică folosință, că este mai ușor ei. Dar nu tot timpul ne permitem să facem asta. Și vin, vin, cu o farfurie de prăjitură, cu o tavă de prăjitură și se uită la mine. Ea ca și mine e foarte pofticioasă după dulce. Și o să o bucura pe o parte că am venit cu prăjitura, dar o zis, sper că nu vă puneți acum și scoateți 10 farfurii și împărțesc prăjitura asta. Sper. Vedeți, Elisa la 11 ani nu înțeles un lucru, că nu e suficient să faci curat în bucătărie. Trebuie să menții curățenia. Iubiții mei, în această seară îmi doresc Dumnezeu să mai lase pocăință peste noi și pentru cei care ne-am pocăiți, haideți în urma acestui mesaj să identificăm scamele care mai sunt, petele care mai sunt și apoi să dorim acest proces al păstrării curățeniei. Doamne ajută-ne la asta! Închei punctul acesta spunându-vă că o fată a mers să viziteze o mină de cărbune împreună cu alți colegi de -a ei, o mină care nu mai funcționa, dar era deschisă pentru vizită, s-a îmbrăcat în alb, a vrut să pară un pic mai interesantă și când a ajuns acolo, colegii s-au uitat la ea și a zis cum îți permis să vii îmbrăcată în alb, în mină? Și ea a spus ce spun cei mai mulți astăzi pe internet, n-ai voie să judeci. Deci dacă studiați Biblia, de multe ori avem voie să judecăm, uneori nu avem voie. Și fata s-a uitat la bătrânul miner care le era ghid și a zis, Domnule miner, cine mă poate împiedica pe mine să cobor îmbrăcat în alb în mine? Cu alte cuvinte, sper că n aveți tu pe sau curajul să mă opriți. Și bătrânul miner cu foarte multă înțelepciune a spus așa, nimeni nu te poate opri să cobori în mine îmbrăcat în alb. Problema e că nu mai ești îmbrăcat în alb de acolo. De ce am spus asta? După ce ne pocăim și ne sfințim, nu mai vizităm lucrurile care ne murdăresc viața. De aceea vine și Petru și spune, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și a trăit în chefur, beții, destrăbălări, o spețe. Eu zic cineva la noi, la Deva, domnul pastor, eu aș face bochezul la voi și m-aș pocăi, dar mie tare îmi place la discotecă și dansul. O zis, ce vedeți rău în asta? Zic, hai să spun ce văd rău. Uite, eu iau pe soția mea cu opt copii, o duc la discotecă, o pun acolo pe primul rând și în timp ce ea stă cu opt copii, o dansez cu alta. Ce zici că simt ea în inima ei? Domnul pastor, dar nu chiar așa, că nu trebuie să știe ea că faceți asta. Zic, n-am cum să nu știe că eu cu ea sunt un singur trup. Așa spune Biblia. Păi n-am cum să mă, să mă duc undeva în țara asta și soția mea să nu știe unde mă duc. Iubiții mei, eu n-am venit cu un picior la voi astăzi și altul a rămas acasă. Nu? Eu am venit cu amândouă picioarele. Dacă vrei în familia ta să fie pace și binecuvântare, rămâi un trup cu soția. Revin la Petru, ajunge că ați făcut voia neamului și s-a trăit în mizerile astea. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și ce fac? Vă bat jocoresc. Iubiții mei... Eu m-aș bucura toți să se pocăiască în seara asta, însă unii nu se vor pocăi și vă spun din ce cauză. Pentru că oamenii din jurii vor bajocore. Vreau să vă dau astăzi o motivație, oricine vă jocorește pentru ceva bun, de fapt e invidios, pentru că știe că ați făcut lucrul ăla bun și trebuia să-l facă și el, dar pentru că el nu-l face, vă jocorește. Însă Biblia spune să nu ne uităm la bajocura oamenilor, ci să ne uităm la aprecierea Domnului. Că pe el trebuie să-l până la urmă satisfacem. Doamne ajută-ne la asta. Hai să mergem mai departe, țin cont și de faptul că sunt oameni în picioare, am apreciat foarte mult conducătorii dumneavoastră, păstorii dumneavoastră, au văzut acest aspect și am intrat mai rapid la mesaj, de aceea o să și închei mai rapid. Însă vreau să vedem cum arată omul cu inima curată. Că toți spun că au o inimă curată. Eu n-am văzut în viața mea un băiat să zică la o fată, auzi, eu cel mai mare mincinos undeva, te rog să te căsătorești cu mine. Nu îi spune așa ceva. Dar el poate să fie și să nu recunoască asta. Și îmi spunea o doamnă în după ce m-am căsătorit, mi-am dat seama că l-am luat pe diavolul cu mine. Dar înainte nu era așa, domnul pastor. De aceea, haide să ne uităm cum arată omul cu inima curată, că sunt câteva semne pe care îl vezi, îl Depistez, cum se spune. În primul rând, omul cu inima curată, iubiții mei, are gânduri curate. Are gânduri curate. Tot ce spun trebuie să dovedesc biblic. Ieremia 4 cu Curățește-ți inima de rău, Ierusalime, ca să fii mântuit. Doamne, dar de unde știi că am inima cu răutate? Uitați de unde. Până când vei păstra gânduri murdare, nelegiuite, care te pătează unde? În inima ta. Știți că Dumnezeu are putere să pătrundă în interiorul nostru și vede gândurile noastre? Noi, pentru că nu vedem alte persoane cum gândesc, mai folosim vorba asta, fie cum zici, nu cum gândești. Da? Dar e așa de mare lucru să ne verificăm asta și să vedem gândurile noastre sunt curate? Iubiții mei, 85% iubiți tineri, este o seară și de tineret în seara asta, 85% din informația care vine în mintea noastră vine prin ochi. De aceea e foarte important la ce te uiți. Nu știu, întreb pe frații bătrâni cu mulți respect, era depresie în, timpul vostru la 14 ani, aveau tineri depresie? Sau 16 ani? Iubiții mei, îi spuneam la, băiatul, la copiii mei, îi gunoi, duc, trebuie să ducă gunoiul până la tomberon și le se pare că au făcut o fabrică. Așa e foarte făcut. Și le spuneam, eu la vârsta voastră, mulgeam vacat, coseam la 9 ani trifoiu, dar nu era depresie. La 11 ani mergeam cu brânză și smântână la piață, între 20 de femei în vârstă, în vârste și strigam să-mi cumpere oamenii marfa să nu stau 5 ore. Lor le plăcea să stea 5 ore ca povesteau, mie nu-mi plăgea. Dar nu era depresie. Nu erau lucrurile astea. Acum ce se întâmplă? Stai pe TikTok 8 ore pe zi și te uiți. Uite ce a fost în Dubai. Eu în grădină. să seama că te simți, nu? Ia poșetă cu 2000 de euro, eu plasă de la Lidl. Iubiții mei, voi zâmbiți de adevărat lucrul ăsta. E adevărat, din păcate. Și atunci îți alimentezi mintea. Părinții mei nu pot. Apar conflicte te uiți la ce are ăla și tu nu ai. Aș vrea să vă spun, iubiți tineri, iubiți adolescenți, iubiți copii. Valoarea noastră nu stă în ceea ce punem pe noi, ci în ceea ce punem în noi. Amin. Și când te pocăiești, pune Domnul Duhul lui cel Sfânt. Amin. Și ești valoros. Ce valoare ne trebuie mai tare? Pentru asta sunt multe anxietăți, depresii, că ai mult timp, frămânți. Te uiți ce face unul, unde umblă, ce are, de ce el are iPhone 16, tu ai iPhone 13. Iubiții mei, o zis Domnul Iisus Hristos, dacă ochiul tău este curat, tot trupul tău este plin de lumină, filtrează informația care vine în mintea ta. Eu dacă stăteam săptămâna trecută pe 20 de seriale, n aveam cum să vă predic din Biblia astăzi. Eu vă predicam ce am în minte, că fiecare dă ce are. Vrei un trup curat, vrei gânduri curate, vrei, o inimă curată, păstrează-ți privirea curată. Amen. Pentru că ceea ce vezi, te alimentează, ceea ce vezi, te influențează, mintea noastră este ca o pâlnie Pentru întreaga noastră ființă. Dacă mintea nu e curată, nimic nu e curat. 2. Omul curat pe lângă care gânduri curate, are și vorbire curată. Vorbire curată. 2 Corinteni 2 cu 17 spune Pavel căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Iubiții mei, vrei să știi că de curat e cineva? Uită-te la vorbele lui undeva într-un cerc cineva s-a scăpat cu o vorbă urâtă și a zis, vă rog să mă iertați, m-am scăpat. Și altcineva a zis, nu te-ai scăpat, aia era acolo. Eu n-am pățit în 14 ani de căsătorie să-mi spună soția, iartă-mă, m-am scăpat cu o de rădăuțană. Nu ai cum să te scapă. Nu, aia, aia, aia pui pe masă, aia ai pregătit, aia, aia afișează, aia servești, nu? Iubiții mei, mai devreme sau mai târziu, gândurile care sunt în mintea noastră vor ieși pe gură vor ieși pe goră. Și Biblia spune că din cuvintele tale vei fi osândit sau din cuvintele tale vei fi scos fără vină. În Grecia Antică, Socrate a fost foarte apreciat pentru înțelepciunea lui. Și într-o zi un cunoscut al acestui filozof a venit la el și a spus, Socrate, știi ce am auzit despre unul din studenții tăi? Stai o clipă, a replicat Socrate, înainte să-mi spui, aș vrea să treci printr-un mic test. Se numește testul celor trei site. Test? Site? Da. Înainte să-mi spui ceva despre studentul meu, hai să testăm ce ai de gând să-mi spui. Primul test este adevărul. Ești absolut sigur că ceea ce vrei să-mi spui este adevărat? Uh, 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 nu, de fapt, și eu am auzit. Bine, a răspuns Socrate, deci nu știi dacă e adevărat sau nu. Acum încercăm al doilea test. Testul binelui este ceea ce ești pe cale să-mi spui despre studentul meu ceva bun? Nu, din potrivă. Deci a continuat Socrate, vrei să-mi spui ceva rău, chiar dacă nu ești absolut sigur că e adevărat? Omul ridică din numeri puțin jenat. Socrate a mai spus, mai am un test testul utilității. Îmi este de vreun folos ceea ce vrei să-mi spui despre studentul meu? Nu, nu, chiar deloc. Ei bine, a zis Socrate, dacă ceea ce vrei să-mi spui nu este nici adevărat, nici bun, nici util, de ce să mai spui? Iubiții mei, putem învăța și de la întâmplarea asta. Că tare multe vorbe sunt între noi, tare multe lucruri. Am fost sunat de cineva din afara țării, acum poate doi, trei ani în urmă, mai bine poate. 27 de zis, frate vreau să spun ceva despre un păstor, un diacon și un proroc. Zic, mă, să nu uiți că suntem pe internațional cu minutele și pentru aia trebuie să fim scurși la subiect. Dar înainte să-mi spui, e ceva bun, zic. O zic, dacă era bun, nu-mi consuma minutele, zice. Normal că nu-i bun. E ceva rău. Zic, hai să spun ceva și am încheiat. Am acasă, iertați-mi expresia, trei containere la noi există o firmă retim care se ocupă, i-am tot sunat, mă dați în patru că am o casă de prunci, nu am cum să te tapăs pe gunoiul ăla, că se strânge gunoi, nu? Unde e activitate, se strânge. O zis, las că va ajunge trei. Zic, tu vrei să-mi dai gunoi acum? Eu n-am unde să mai pun. Zic, dacă vrei, îți dau numărul de la retim și cred că mai au tomberoane goale și am închis. S-au supărat. Eu am câțiva la mine pe care i-am salvat numărul și am zis, și am scris acolo, nu răspunde. Știți? La unii trebuie să faceți așa, iubiții mei. Dacă vreți să vă păstrați... Iubiții mei, dacă eu auzeam despre păstorii voștri toate mizerile pe care unii le cară, credeți că eu mai puteam să îi îmbrățișez acum când am intrat? Bun, presupun că unele sunt adevărate. Presupun că unii din cei despre care am auzit se pocăiesc. Știți că ea care au împrăștiat gunoiul când se pocăiesc nu împrăștie pocăință. Și eu am rămas cu imaginea aia, că el a făcut aia, că el a făcut aia. Eu personal am auzit zvonul despre mine că-s divorțat, că-s exclus din biserică. Mi-am întrebat soția dacă o băga cumva. Până unde ajung oamenii cu vorbele? Vrei să-ți păstrezi viața curată? Stai departe de bărfitori, de mincinoși, de calomniatori, de defăimători? Stai departe! Dacă stai într-un anturaj unde se bărfește, când te ridici de la masă, tu vei fi următorul bărfit. Dacă stai între oameni care blastă-mă pe Dumnezeu, nu o să-L binecuvintezi pe Dumnezeu. Omul cu inima curată are vorbirea curată. Amen. 3. omul cu inima curată este curat și în viața de zi cu zi la munca pe care o face. Și aici poate e un domeniu foarte sensibil. Mă uit din nou la tineri. Nu am experiența față doar dumneavoastră cu mult, mai multă experiență ca și mine, dar am stat de vorbă de, cu destul de mulți care s-au căsătorit. Și am observat că după câțiva ani de la nuntă, fiecare înțelege că nu mașina e cea mai importantă, nu casa, nu vacanța, nu locul de muncă, nu banii. Cel mai important lucru pe care noi îl avem este caracterul nostru. Peste trei ore jumate, patru, eu voi pune acest sacou jos pe un umeraș și mă voi schimba de noapte. N-am cum să pun caracterul pe umeraș. Eu îl duc cu mine în fiecare zi. Și acum fiți foarte atenți. Cea mai importantă latură de caracter este integritatea. Că dacă te iubește și te fură, n-ai făcut nimic. N-ai făcut nimic. Dacă te iubește și te minte, n-ai făcut nimic. Așa că să nu mai credeți, iubite fete, imediat, je tem, I love you. Nu, nu, nu. Pune așa mâna în față, nu pune sentimente, pune principiile în fața sentimentelor. Și uite-te să vezi băiatul cu care vorbesc, are bun simț. Că nu trebuie să fie Pentecostal ca să aibă bun simț sau ortodox, trebuie să fie om. Un deuteronom spune Biblia, ei sunt un iam care și-au pierdut bunul simț, are respect, îi integru. Îmi scrieau o fată, frate Cristi, vorbesc cu un băiat, vrem să ne căsătorim, dar din când în când l-am prins că mă minge. Vreau să-l pun înaintea Domnului. Mă zic, ce să mai pun înaintea Domnului? Păi dacă ce căsătorești cu un mincinos, când merg la socri, merg la diavolul. Că tatăl minciun este diavolul. Și dacă spune adevărul până la nuntă, trebuie să ai dubii. Că poate o spune pentru corpul tău sau pentru alte interese. Uită-te să vezi, e un om integru, e un om de cuvânt, e un om cu frică de Dumnezeu. Iubiții mei, nu pot să fiu cu frică de Dumnezeu și să mint. N-am cum să fac asta. M-a întrebat cineva, frate, că acum între noi doi să știi că nu pun pe YouTube, nu știe nimeni. Iar nu ți-ai mințit soția niciodată de când v-a căsătorit? N-ai cum să vă zic, dar n-ai cum să duci o căsătorie fără să mai o învârți un pic? Zic, sunt trei motive pentru care nu mi-am mințit soția niciodată. Trei. Unu, pentru că sunt pocăit. Doi, pentru că sunt slujitor și se încolonează și alții după mine. Și trei, pentru că îmi trebuie încă 14 ani de căsătorie ca să mă creadă din nou. Iubiții mei, dați-mi voi să-mi dau un exemplu. Dacă eu îl min pe fratele Matei, mi-e prieten, mi coleg și pe drum îl sun și îmi cer iertare, el mă iartă, numai că nu mai poate să aibă încredere în mine. Aici e problema. Un om care are inima curată, are și integritate, are și caracter. Și atunci pentru care integritate, pentru care caracter se vede și în munca pe care o face lucrul ăsta. Psalmul 24 cu 4, cel ce are mâinile nevinovată și inima curată. Adică nu poți să înșel cu mâna, să dai kilometri în spate, să-ți jog joc de muncă la servici și să spui, eu am inima curată frate, dar am schimbat prețul de 30 de ori la manoperă de când se lăna pe la inițial. Nu poți să spui asta. Omul curat nu-și fură șeful la care lucrează, așa cum am patronii, să zică amin, nu? Nu trage chiul la locul de muncă. Uitați, Coloseni 3 cu 22. Angajaților, ascultați în toate lucrurile pe patronii voștri pământești. Nu numai când sunteți sub ochii lor. Mi-aduc aminte, eram copil și mama a vrut să ne învețe de mici să facem calitate. Și copiii mei de aici știu câtă suferință au tras până au început să facă și ei calitate. Era în 94, dacă nu greșesc, 95 și mereau mulți în America atunci. Și o familie din Arad urma să se mute în America și vindea totul la foarte preț, foarte redus. Eu n știu că mama să înțeles cu ei să ne cumpere trei biciclete, că eram trei băieți mai mari. Ne, ne doream o bicicletă, iubiții mei, în vremea aceea, mi se părea că aveai GLS sau nu știu ce, ultimul model. Numai că mama înțeleaptă, au zis, uh, Vreau să faceți curată în atelierul de croitorie. Mama mea era croitoriasă. Nu știu dacă ați făcut vreodată curată într-un atelier de croitorie. Dacă e parchet pe jos, poți să-l auzi pe domnul. Dacă e mochetă, ești terminat. Deci erau scame pe mochetă, în mochetă și sub mochetă. Nu era Philips, Miel. Noi eram și Philips, și Miel, și Bosch, toți. Noi ne-am băgat la curățenie. Numai că am făcut curată așa, știți... Nu a fost nici lună, nici bec. Era becar și lună eclipsă. Așa, jumate. Și o să uitat mama, s-a uitat bine, o văzut că ne-am bătut joc de muncă și o zis, hai să vă spun ceva, am vrut să vă cumpăr trei biciclete. Cum? Mami, dar ne mai dai timp? Nu, zice, nu mai am timp. Eu ies mai ieftin, zice, dar voi ieși scump. Eu ies mai ieftin, zice. Am umblat pe jos ani de zile, dar vreau să vă spun că știu să fac curat astăzi. Știți ce greu e să găsești în lumea din ziua de azi oameni care să mai facă calitate? Dar nu calitate că mă prinde. Calitate pentru că Biblia spune orice faceți. Să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Doamne ajută-ne la asta. Și în ultimul rând, iubiții mei, omul cu inima curată are și relații curate. Relații curate, un anturaj curat. 2 împărați 10 cu 15. Plecând de acolo, Iehu a întâlnit pe Ionadab, fiul lui Recap, care venea înaintea lui. Iehu era proaspăt împărat. Oamenii se uitau la el, sute de mii de oameni se uitau la el ca la un lider. Și uitați ce înțeleptă Iehu. Îl întreabă de sănătate pe Ionadab și îi spune așa. Câți bani ai? Nu. Inima ta este tot așa de curată cum este inima mea față de a ta? Și Ionadab a răspuns, este. Dacă este, dă mâna. Și eu l-a suit cu el în car. Ce o vrut Iehu să transmită aici? Eu sunt proaspăt împărat. Oamenii se uită cu cine mă asociez. Iubiții mei, dacă în seara asta eu ies din biserică când e biserica și intru într-un BMW cu geamuri fumurii, cu patru băieți cu mușchiuloși și cu cercel aici a nas. Știți ce veți spune voi? Cred că să pocăiesc că ea patru. Nu vei spune așa. Vei spune, încep să am dubii legat de fratele Cristi Boariu, că am văzut ce predică, dar am văzut că, cum o zice cineva, nu mai urla așa tare, zice la Amvon, că ceea ce faci urlă mai tare decât ce spui. Iubiții mei, un proverb japonez spune așa, dacă nu e sigur de caracterul cuiva, uită-te la oamenii cu care persoana aceea umblă, la prietenii lui. Iubite fete, trebuie să vă căsătoriți. Iubiți băieți, trebuie să vă căsătoriți. Uitați-vă la anturaj. Cei mai apropiați cinci oameni din viața noastră ne influențează. Ne influențează. Anturajul unui om curat este selectat cu atenție. 2 Timotei 2 cu 22. Fugi de poftele tinereții. Bun, dar unde să fug? Mă duc să mă călugărez, mă duc la muntele Atos, unde să fug? nu, Pavel dă și soluția unde să fugi urmărește oamenii care au neprihănire credință, dragoste pace împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată iubiții mei e foarte important să avem vasul curat ca să fim crezuți, eu am o vorbă, nu e greu să predici greu e să te creadă cineva când predici la fel cum nu e greu să cânți, greu e să plângă biserica când cânți, că nu faci tu să plângă, Duhul Sfânt însoțește cântarea. Nu e greu să spui un discurs politic, greu e să fii crezut când spui discursul acela în orice domeniu. Biblia ne spune în 1 Timotei 1 cu 19 să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii le-au pierdut și au căzut din credință. Banii se țin în pormoneu, haimele în dulap, mâncarea în frigider. De ce? Acolo își păstrează proprietățile. Dacă iei 50 de euro și îți ții în ploaie, nu se mai folosești la nimeni. De aia Pavel spune, la ora 8 când vezi ieși de aici, mai repede sau mai târziu, păstrează credința care a primit-o în seara asta într-un cuget curat, într-o inimă curată. Iubiții mei, eram undeva și trec la ultima parte a predicii, eram undeva uh, cu niște tineri, au ieșit undeva la iarbă verde în natură și era și o biserică lângă, după ce am mâncat împreună cu ei, urma să mergem să avem o părtășie. Ei au plecat toți în biserică, eu am plecat până la bucătărie. S-au uitat așa un pic ciudat surorile la mine și iar zic, nu e bine să ne grăbim să judecăm, știți? M-am văzut așa mai slim, știți? s-o fi gândit, bă, nu cred că sunt săturată asta. Că am zis, dați-mi un hamburger, vă rog frumos să-mi faceți un hamburger cel mai bun care îl aveați. S-a uitat așa la mine și pentru aia e bine, știți, să nu judecăm până nu cunoaștem totul. Că dacă cunoaștem în parte, numai am parte poți să judeci. Eu eram sătul, nu aveam nevoie de hamburgerul ăla pentru mine, însă vreau să predau o lecție la tineri. Am zis, faceți-mi cel mai bun hamburger și dați-mi o farfurie curată și lângă puneți-mi o farfurie murdară de la unul din băieții care au mâncat. S-au la mine e foarte ciudat oamenii, bucătăresele. În fine, am luat hamburgerul și am mers în fața tinerilor care aveau în seara aceea o seară de tineret și am zis, când e gata programul, vrea cineva să mănânce hamburgerul ăsta, era pus într-o farfurie curată. Și au zis, o semn cu mâna, da. În fața lor am luat hamburgerul, l-am mutat din farfuria curată în farfuria murdară, fără să umblu la el cu nimic. Și am zis, mai este cineva care vrea să mănânce? Și cu tineri au plecat capul jos pentru că nu se simțeau bine. Le-am spus atunci a lor și vă spun și vouă astăzi, tot ceea ce Dumnezeu ne dă nouă ca și dar, prorocie, predică, cântare, milostenie, îmbărbătare, mijlocire, tot ce facem pentru alții, va fi primit și va fi credibil dacă avem farfuria curată. Iubiții mei, cea mai bună mâncare din lumea asta, pusă într-o farfurie murdară, nu va fi luată de oameni, nu va fi acceptată. Farfuria murdară va compromite mâncarea. Spune în seara aceasta: Doamne, dă o inimă curată la toți, și apoi gânduri curate, vorbire curată, muncă curată și relații curate. Și în ultimul rând. Ce câștigă omul cu inima curată? Că vă spune de Cristi, dacă știam că așa de grea ai predica și atâtea puncte, nici nu veneam, vă spun sincer. Deci stau în picioare ca să-mi spui câte vorbe, gânduri, fapte. Bun, dar măcar spune, merită? Hai să vă spun cu ajutorul Domnului. În primul rând, omul cu inima curată câștigă mântuirea. Iubiții mei, ne apropiem de finalul istoriei. Ne apropiem de conflictele mondiale, ne apropiem de a, șapte, de săptămână din profeția lui Daniel. Ne apropiem de multe lucruri. Au venit martul de Hova la mine acasă într-o zi și au zis nu știau că sunt slujitor, că sunt pocăit, au vrut să mă convingă să investească aici cât mai mult, să nu mai trimit în cer. Și le-am zis, pământul cu tot ce este pe el va arde. Așa scrie în Biblie. Petru așa au zis. O zis, putem veni cu pastorul nostru. Zic, mă, puteți să veniți, că ca... tot așa scrie dacă veniți cu pastorul. Să știți. Iubiții mei, ne apropiem de momentul în care Biblia spune că va fi un pământ nou și un cer nou, în care va locui neprihănirea, omul curat, omul salvat. Nu te gândești că ai nevoie de mântuire în seara aceasta. Și Dumnezeu a spus, curățește-ți inima de rău, Ierusalime, ca să fii mântuit. Doamne, împarte mântuire în seara aceasta. 2. ce mai câștigă omul cu inima curată? Rodire. Rodire. Luca 8 cu 15, sămânța care a căzut pe pământ bun. Și Matei și Luca vorbesc despre pilda semănătorului, însă Luca surprinde ceva în plus. Sunt aceia care după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac rod în răbdare. Iubiți mei, frate și surori, în 1 Timotei 1 cu 5, Pavel spune, ținta și este dragostea care vine dintr-o inimă curată, adică să mă iubești fără interes, să mă slujești fără interes. Dacă m-ai ajutat vreodată în viață să nu-mi scoți ochii după aceea. Știți câte cazuri se întâmplă. De ce nu murim în apa botezului? De ce nu murim în ziua când demonstrăm sau mărturisim public că ne-am pocăit? Că Dumnezeu vrea să ne folosească și pentru mântuirea altora. Și ca să folosești pe o farfurie, trebuie să fie curată, ca să poți să pui mâncare în ea și cineva să servească. serviască. Iubiții mei, cum stăm cu roadă? rodirea? Vedeți, lângă noi sunt oameni bolnavi, lângă noi sunt văduve și orfani, lângă noi sunt oameni care au nevoie de un sandwich care au nevoie de un pansament. La omul care e flământ, deja va merge cu Biblia, Poți să-i o pui pe cap că nu-l ajută. Dacă, dacă cumperi niște rama de la Kaufland și niște parizer și faci un sandwich, în timp ce el mănâncă, poți să-i spui din Biblie și te va asculta. Ți-a identificat slujirea? Eu nu vă chem în seara asta doar la pocăință, doar la sfințire. Eu chem pe oamenii care sunt curați și devin curați și la slujire. Atât de muncă e lângă noi, atât de multe oportunități. Am primit câteva mesaje pe Facebook de la o soră, în urmea cu vreo câțiva ani, 5 ani, 4 ani, poate mai bine. Îmi tot scria, n-am înțeles, femeia era singură, bărbatul o părăsi, avea acasă un copil bolnav n-avea cu cine vorbi, se mai descărca și ea, e orare, ori răspundeam și într-o zi îmi scrie frate Cristi, la dumneavoastră acasă este este fric sau este cald? Era zi de iarnă și am zis este cald nu-mi țin copii în fric o zis la mine, din păcate este fric am două variante ca să-mi cumpăr lemne să iau banii de medicamente ai băiatului meu care este bolnav de mai bine de 30 de ani și care în fiecare lună are nevoie de o plăsuță de medicamente, să-mi iau lemne și el să moară. Sau să te sun, o zis, mi greu, mi jenă să scriu, însă nu mai am niciun lemn, mă plimb în casă, ne acoperim cu 2-3-4 plapume, nu spun ce am făcut, că nu asta e important, oricum n-am făcut eu, doar am dat un telefon mai departe. Însă femeia asta, după vreo trei zile, îmi scrie un mesaj. Frate păstori, am văzut îngerii. Eu așa m-am uitat foarte ciudat. Zic, soara Zina, eu sunt slujitor și n-am văzut îngeri încă. Dumitale, cum le-ai văzut îngeri? Se au și aici în față, la fete? Doamna să vă cuvintează. Zic eu n-am văzut îngeri încă. Spuneți-mi, vă rog, cum arătau îngerii? Ca să vedem biblic dacă erau îngeri. Păi zice, aveau, aveau, topor și drujbă. Zic, nu se poate, așa ceva nu există în Biblie. Un îngeri cu topor și cu drujbă. Zic, vă rog frumos să-mi spuneți ce s-a întâmplat ca să nu vă jur de greșit sau să vă declar eretică. Frate Cristi, aseară am pățit ceva ce n-am pățit în viața mea. A venit o mașină cu lemne pe strada noastră, și eu am crezut că cineva o da comandă mai jos de mine. Dar am văzut că se oprește în fața casei. Eu mă plimbam că mi-era frig până casă. Mă opresc la jam, dau, pierdeau într-o parte și văd că ridică lemnile și le basculează. Zice, am început să plâng de bucurie. Dar zice, nu s-a oprit la asta. O întors mașina, invers, o pus farurile pe lemne și au ieșit doi băieți, doi tineri. Unul cu topor și altul cu drujbă le o tăiat, le o crăpat toate și m-a întrebat de la poartă, că m-a văzut că la geam. O zis, Doamne, vă supărați dacă vi le clădim frumos în curte, că vrem să facem treaba ca pentru Domnul până la capă. Frate Cristi, nu știu cine a fost, dar te-am sunat să spun că la mine în casă e cald și mâncarea are gust și somnul e liniștit. O zici, nu știu cine au fost pentru mine, au fost îngerii Domnului, dar te rog dacă îi cunoști, că poate tu îi cunoști, să le spui până voi muri. Mă voi ruga pentru ei în fiecare zi. Nu mai trăit mult, o mai trăit câteva săptămâni femeia asta, a făcut un infart, a plecat în veșnicie. Nici nu a apucat să revine căruța de lemne, de camionul ăla de lemne. Însă vreau să vă spun că băieții ăia astăzi sunt în viață. Și dacă beneficiază de unele binecuvântări, ei poate nu știu, poate au uitat că atunci când faci un bine, e bine să uiți că ai făcut. Dar cineva s-a rugat, peste a femeia asta, numită sora Zina, s-a aruncat pământ la cimitir, numai că pământul nu poate îngropa rugăciunile. Ele rămân înaintea lui Dumnezeu. Iubiți tineri, iubiți frate și surori, iubiți prieteni, E așa mare har să te însoțească rugăciunile unei văduve, a unui orfan, a unui om lângă care te-ai oprit și ai făcut un bine. Atenție, de ce am lăsat la urmă lucrul ăsta? Ca să nu mergeți acasă și să spuneți, nu mă pocăiesc, dar fac fapte bune și o să fiu mântuit, nu? Eu nu pot să fiu mântuit pentru că fac fapte bune. Eu sunt mântuit doar prin pocăință, credință și o viață curată. Și pentru că am fost mântuit, nu mai am cum să fac fapte rele. Și m-am decis să fiu un ajutor și tu te poți decide să fii un ajutor pentru cei de lângă tine. Doamne, ajută-ne la asta. Ce mai câștigă omul cu inima curată pe lângă o rodire binecuvântată, pe lângă o slujire autentică, întâlnirea cu Dumnezeu față în față. O zice cineva, a fost domnul Ponta, univa aici, am dat mâna cu el așa bucuros, iubiții mei, ne întâlnim cu oameni mari, dar ei sunt mari pentru o vreme. O zis Daniel, domnul ridică și coboară. <laughs> N-ai ce să... Eu știu pe unul mare care va fi mare miliarde de ani de acum înainte. Și în numele lui e Dumnezeu. Ferice de cei cu inima curată că cei vor vedea pe Dumnezeu. Și în ultimul rând și închei, știți ce mai are, ce mai câștigă omul cu inima curată? pune te rog, psalmul 66 cu 18. Psalmul 66 cu 18. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. iubiți mei, dacă îmi doresc ceva, este să nu mă rog la tavan, la rigips. Știți câți oameni se roagă? Biblia îmi spune că dacă își certat cu soția mea și mă rog, nu ajung rugăciunile sus. Și nu vorbim astăzi de câte motive sunt, dar unul dintre motive pentru care Dumnezeu nu ascultă rugăciunile este că nu, ai o viață curată, dar dacă te pocăiești, dacă îți menții viața curată, dacă trăiești în sfințenie, când te rogi, Dumnezeu te ascultă. Vă rog să nu confundați ascultarea rugăciunii cu răspunsul rugăciunii. Daniel, am, am întârziat câteva zile, că sunt mai multe motive pentru care întârzie, dar ce vreau să vă spun este că și când ni se pare că Dumnezeu întârzie, El vine la timp. Așa de mult îi mulțumesc Domnului că nu mi-a dat unele lucruri când i le-am cerut, și mi le-a dat mai târziu, și îi mulțumesc că unele nu mi le dă niciodată, că atunci când i le-am cerut eram imator. Îi mulțumesc Domnului că la unele rugăciuni mi-au spus mai așteaptă, la altele mi-au spus nu, și la altele mi-au spus da. Dacă ai inima curată, o zis Dumnezeu, îți ascult rugăciunile. Închei spunându-vă că la noi la Biserică, în 2013, când m-am mutat, am întâlnit o familie frumoasă, binecuvântată, cu 10 copii. Am aflat cu durere în 2013, proaspăt mutat din Narad, că sora sa în se simte rău, mama 10 copii. Am mers la analiză, la medici și doctorii au descoperit cancer la colon. O să fac o paranteză scurtă, nu judecați pe cineva care pune 30 de porții de mâncare pe zi. 210 într-o săptămână. Mai bine întinde o mână. Nu judeca, că nu știi. O zici cineva, nu mă judeca până n-ai umblat în papucii mei. Că nu știi toată imaginea. Și sora să vine, au trebuit să umble într-o parte și în alta. Dumnezeu i-a spus prin glas profetic. Că în perioada din față urmează 10 trepte pe care trebuie să le urce. 10 vrem de încercare. Acum vreme în Biblie poate însemna zile, săptămâni, luni, ani. Și sora să în vine au văzut că trecut zilele, săptămânile și lunile și au știut, următorii 10 ani nu o să fie ușor. Însă Domnul i-a mai spus ceva. Nu te voi lua acasă la mine până când nu-ți vei vedea toți cei 10 copii îmbrăcați în haină albă în apa botezului. Mare lucru! Și sora să în vine s-a cățat de promisiunea asta. Și s-a rugat. Și au insistat. Și au zis, Doamne, dincolo de boala mea, de cancerul meu, ai în vedere lucrul acesta. Rând pe rând, copiii făceau botezul, la noi, în altă parte, unde erau plecați. O întrebam din când în când, sora să mă vină cum sunteți. Venea greu la biserică. Și îmi spunea, pra de sunt bine. Dar să nu uiți că eu mă rog pentru copiii mei, că nu de cancer mă interesează, îmi spunea, vreau să-mi văd familia lângă Domnul. Mare dorință. Mare dorință. În 2023, la începutul anului, am întâlnit-o pe scările bisericii. Venea numai la cina Domnului, venea cu o botă să sprijine în ea, trecuse prin operații, tăieri din colon și alte lucruri grele. M-am gândit acum, dacă mă duc și mă apropie de ea și o întreb, sigur nu o să mai zică că e bine. N-are cum să zică că e bine. M-am apropiat, era ianuarie, o zi friguroasă afară. Auzisem că doctorii au spus era al zecelea an. E ultimul an în viață. Nu mai avem ce să-ți facem. Și am zis, sora să am vină. Acum, cum sunteți? S-a uitat la mine, a ridicat o mână în sus și a zis, eu sunt bine. Dar mai am doi care încă nu au făcut botezul. Mai am doi pe care încă nu i-am văzut acolo unde mi au promis Domnul că o să-i văd. Și deși mă simt de rău, cred că nu voi pleca până nu se vede și lucrul ăsta. M-am uitat așa cu dubii, n-am avut credința ei, însă s-a întâmplat o minune. În martie, spre aprilie, au venit Elisei și Emima la mine, frate de păstor, zice să ne pune și pe noi pe listă. Era ultimii doi din, din familie. S-a apropiat luna iunie, auzeam că sora asta vină vine pe morfină, se simte tot mai rău. Și m-am gândit, oare se va împlini profeția? Oare îi va împlini Dumnezeu rugăciunile de 10 ani? Îi va face Dumnezeu surpriza asta frumoasă când ea deja e pe morfină? În ziua botezului nou reuși să ajungă, era de înțeles. O întorceau acasă tot la 5-10 minute de pe o parte pe altă. Însă pe coloar au intrat mai mulți candidați, printre care și copiii ei. Știam cum arată apartamentul ei, că am vizitat-o împreună cu fratele Cornel. Un apartament modest. În momentul când o intrat în apa botezului, femeia asta, copiii aceștia, am văzut și-am cunoștință o imagine pe care n-am să o uit. Am văzut o femeie întinsă pe pat, într-un apartament modest din Deva, care se uita spre o tabletă, unde își vedea dorința împlinită ridicând o mână sus și spunând, am câștigat. Am câștigat. Dar ce ai câștigat, sora vina? Că alții au un milion de euro și nu au zis că au câștigat, nu-ți mulțumiți. Tu ce ai câștigat? Că tu trebuie să pleci. O mai trei, dacă nu greșesc, trei săptămâni și au plecat din lumea asta. Am vrut să vă spun exemplul acesta al unei femei care au dus un cancer 10 ani dar împreună cu cancerul ăsta au dus rugăciuni cu miile înaintea Domnului. Deși era bolnav, avea o inimă curată și o viață curată și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunile. Iubiții mei, știu că sunteți aici părinți, frați, surori, prieteni, care vă doriți fericirea. Nu există fericire fără curățenie. La fel cum nu poți să te bucuri la o masă dacă nu-i curat. Nu poți să stai într-o casă unde e mizerie. Nu poți să fii fericit. Dacă vrei fericire din seara aceasta, ia-l pe Dumnezeu de mână. O zi, Salmistul, tu mai ai apucat de mâna dreaptă. Doamne, cu stânga, țin telefonul, volanul, țin lucrurile astea care le pot pierde. Dar cu mâna dreaptă te țin pe tine. Tu mai ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu pașă de a. Doamne, până unde mă duci? Până în slavă. Haide să ne ridicăm în picioare. Vreau să facem cu toții o rugăciune. Vreau să stăm înaintea Domnului în aceste momente, în această seară. Vreau să închidem toți ochii, iubiții mei. Am acest îndemn, vreau să mai fac un lucru. Înainte să intrăm cu toți în rugăciune, după rugăciune vreau să mă rog eu, dar vreau să întreb în timp ce noi ținem ochii închiși, în timp ce ținem capul plecat, în timp ce medităm la viața noastră, dacă este cineva care în această seară dorește să se pocăiască, dorește să aibă păcatele iertate, care recunoaște că are nevoie de intervenția lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletului. Acolo unde ești, o să mă uit eu în sală ca să mă pot ruga pentru voi. fă un semn cu mâna. Mă uit la balcon dacă este cineva. Dumnezeu să vă binecuvintez. Dumnezeu să vă binecuvintez. Dumnezeu să te binecuvintez. Și pe tine, și pe tine, și pe tine. Mă uit în sală și văd câteva mâini. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă uit aici în stânga dacă sunt la tineri. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. E prezent Domnul între noi. Și cel curat vrea să ne facă pe toți curați. Haideți să intrăm înainte, înainte Domnului cu o rugăciune în comun, cu decizii noi, cu hotărâri noi, cu dorința ca El să ne dea valorile cerului. Să fie cu noi din seara aceasta, să ne binecuvinteze și la final mă voi ruga eu Dumnezeu să ne asculte. Amin.